Oferta finală pe care Putin i-ar fi făcut-o lui Zelensky pentru a pune capăt războiului. La trei zile de la întâlnirea dintre Vladimir Putin și premierul israelian Naftal Benet apar și primele detalii. Rusia ar fi oferit Ucrainei în negociere o versiune finală a propunerii sale de a pune capăt războiului, iar președintele ucrainean Volodimir Zelensky trebuie să o accepte sau să o refuze, au declarat surse la curent cu discuțiile, citate de Ierusalim Post. Propunerea a fost considerată dificilă, dar nu imposibilă, au precizat sursele, adăugând că ea este mai proastă decât ce ar fi obținut președintele ucrainean Volodymyr Zelenski înainte de invazia rusă, dar că decalajele dintre cele două părți nu sunt mari. Dacă președintele ucrainean respinge propunerea, atunci este posibil să se întâmple ce a avertizat președintele francez Emmanuel Macron și anume că răul abia de acum urmează. Zelenski poate întări independența Ucrainei, însă va trebui să plătească un preț ridicat potrivit surselor citate. Se presupune el va fi forțat să renunțe la contestata regiune Danbas, să-i recunoască oficial pe separatiștii proruși din Ucraina, să promită că Ucraina nu va adera la NATO, să reducă armata și să declare neutralitatea țării. Ucrainenii știu foarte bine care sunt cerințele lui Putin și că vor fi nevoiți să ia o decizie dramatică în următoarele zile, mai scrie Jerusalem Post. Nimeni nu îi presează pe ucraineni, iar decizia îi aparține lui Zelenski, au spus sursele. Un lucru este totuși sigur și anume că Putin este hotărât, iar complicațiile tot mai mari apărute de la începutul invaziei nu îl vor descuraja.